Nu, nu, și dânsul, robul lui Dumnezeu. Adică nu vă supărați că n-am spus nimic rău. Domnule președinte, mă bucur că ați revenit printre noi. Domnilor președinți ai Senatului și Camerei Deputaților. Ne dă, domnul președinte, ne mai dă o probă de dispreț, de nepăsare și de desconsiderare pentru instituția fundamentală a democrației, care este Parlamentul, dar nefiind prima dată, trebuie să trecem cu vederea. Stimați colegi, trăim astăzi clipe istorice când poporul român își dobândește cu greutate și emoții libertatea. Însă cel mai important lucru este că instituțiile democratice funcționează normal, procedurile din Parlament se desfășoară în conformitate cu Constituția, iar decizia finală va fi luată de cetățeni, de poporul român. Cu toții suntem conștienți că refacerea morală, reconstrucția socială și economică a României după regimul Băsescu nu va fi una ușoară. Dar ceea ce este esențial este faptul că Parlamentul este instituția supremă a democrației, cea care are maxima legitimitate publică și va putea judeca asupra faptelor președintelui și care va găsi, fără îndoială, o soluție pentru criza politică și economică pe care o traversăm. În acest moment suntem reuniți în plen, avem, după cum știți, avizul Curții Constituționale, care, spre deosebire de cel din anul 2007, acesta a reținut în sarcina președintelui încălcări ale Constituției. Și îmi pare rău că nu am timp să le și citez pentru a-i da satisfacție, și nu o spun peiorativ, domnului Blaga și celorlalți colegi de la Partidul Democrat. Dacă veți dori, la sfârșitul intervenției mele o voi putea face de la această tribună. Nu trebuie să uităm că cel care va avea însă cuvântul decisiv va fi poporul român, care va vorbi, evident, la referendum. Este perfect legitim și democratic ca acțiunile și faptele președintelui de după anul 2009 să fie supuse evaluării românilor. Parlamentul convoacă astăzi un referendum, iar poporul va putea spune dacă este mulțumit de ceea ce a făcut Traian Băsescu în ultimii 3 ani. Am convingerea că evenimentele de astăzi și decizia referendumului popular vor reprezenta în România un moment decisiv de trecere spre o democrație parlamentară. Va fi sfârșitul ceaușismului, al ideologiei prezidențialismului, obsesiilor unui om care se consideră șeful statului, situat deasupra legii, sfârșitul ideii de comandant suprem. Sper ca la anul să pornim pe un drum de revizuire a Constituției pentru a implementa în România o guvernare parlamentară după modelul majorității covârșitoare a statelor europene. Ceea ce se întâmplă acum nu trebuie privit cu emoție, pentru că oamenii nu sunt instituții. Și cred că nimeni nu are dreptul să spună statul sunt eu. Din contră, alternanța la guvernare este o condiție de bază a democrației. Instituțiile trebuie să funcționeze indiferent de cine le conduce la un anumit moment. România ca atare este o democrație, iar instituțiile, dragi colegi, vor funcționa în continuare și fără Traian Băsescu și fără cuplul Vasile Blaga-Roberta Anastase. Întotdeauna, momentul alternanței la guvernare este o încercare pentru instituțiile statului, dar sunt convins că îl vom trece cu bine, pentru că la bază va sta votul popular, votul cetățenilor. Noi, parlamentarii USL, am constatat încălcări grave ale Constituției din partea președintelui.
Consider că uzurparea puterilor executivului de către președinte este foarte gravă. O guvernare democratică se bazează pe controlul reciproc al puterilor în stat. Executivul nu poate funcționa în afara controlului parlamentar, iar Constituția noastră stabilește clar că Parlamentul, care este legislativul, cenzurează actele guvernului. Președintele, în schimb, beneficiază de o anumită protecție din partea Constituției și nu este supus controlului parlamentar, tocmai pentru că nu este o parte a executivului. De aceea considerăm că uzurparea puterilor executivului este foarte gravă, pentru că președintele a încercat să-și asume puterile guvernului fără a răspunde în fața puterilor statului în mod democratic. Uzurpând puterile guvernului, Traian Băsescu a acumulat suficientă putere pentru a-i transforma pe ultimii doi prim-ministri în niște persoane fără personalitate politică. Iar Curtea Constituțională a confirmat aceste acuzații prin avizul consultativ dat chiar astăzi. Infinit mai grav este faptul că președintele României a creat astfel o țesătură de cutume și reglementări care îi permite sabotarea guvernului Ponta. În multe privințe, guvernul este pus acum în imposibilitatea de a-și executa funcțiile executive. Constatăm astăzi că dacă Traian Băsescu a acumulat destulă putere în ultimii ani pentru a uzurpa guvernele PDL, el are acum destulă putere și pentru a sabota guvernul USL. Și vă spun acest lucru din perspectiva experienței pe care am avut-o în funcția de prim-ministru. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, mă uit spre dumneavoastră și văd o mare nepotrivire între ceea ce spunea ieri domnul Traian Băsescu și atmosfera din sală. Președintele invocă independența justiției, dar noi vedem acum că teama de justiție a cuprins în primul rând Partidul Democrat Liberal. Nu știu cum s-a întâmplat, dar ani de zile cei din PDL au fost feriți de brațul legii. De astăzi însă nu îi va mai proteja nimeni și sunt convins că procurorii se vor ocupa de marile dosare pe care le știe o țară întreagă, referitoare la aluminiu, la energia hidro, la gazele naturale, la autostrăzi și lista poate să continue. Marile fraude legate de guvernarea PDL patronată în mod direct de Traian Băsescu ne duc cu gândul la marea minciună prin care românilor li s-a spus că salariile și pensiile trebuie reduse pentru a securiza finanțele statului. Să nu uităm însă care a fost realitatea. Guvernele PDL au cheltuit în timp de criză mai mult decât a cheltuit guvernul PNL în timp de creștere economică și prosperitate. Din păcate, aceste cheltuieli pe care guvernul PDL le-a făcut nu i-au ajutat cu nimic pe români. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu, România a împrumutat, după cum știți, 10 de miliarde de euro și a dublat datoria publică și, bineînțeles, cei care vor plăti vor fi generațiile viitoare de români. În acest moment, domnul Băsescu mai este sprijinit de câteva sute de oameni implantați în numeroase instituții ale statului. Pentru ei, criza nu a însemnat aproape nimic. Scăderile de salarii și necazurile românilor de rând nu i-au impresionat câtuși de puțin. Din contră, pentru acești clienți ai puterii, pentru această camarilă a puterii, au fost ani de prosperitate, de plimbări gratuite în toate țările lumii și aceștia sunt profitorii crizei. În cazul în care Parlamentul va vota pentru suspendarea președintelui și pentru convocarea referendumului, vom începe peste puțin timp campania electorală. Îi cer pe această cale președintelui Băsescu să nu se folosească de acest referendum pentru a încerca să dezbine societatea din nou, să creeze ură și dihonie, așa cum a făcut-o în repetate rânduri, între diferitele categorii sociale, să-i ridice pe români unii împotriva altora. Curtea Constituțională a reținut deja că președintele nu și-a exercitat cu eficiență și exigență funcția de mediere între puterile statului, am citat din avizul curții. Îi cerem să nu mai adauge alte încălcări ale Constituției în cursul campaniei electorale care urmează,
față de cele deja comise până în acum și reținute inclusiv de Curtea Constituțională. Același apel îl fac, dragi colegi, și față de dumneavoastră, cei care sunteți reprezentanții Partidului Democrat Liberal. Vă cer să încetați denigrarea țării, cu atât mai mult cu cât Curtea Constituțională a vorbit și a reținut în sarcina președintelui încălcări ale Constituției. Partidul Democrat Liberal trebuie să înceteze minciunile și declarațiile politice aberante, trebuie să oprească propaganda îndreptată împotriva țării și a cetățenilor români. În acest moment, declarațiile care le faceți, referitoare la lovituri de stat și mineriade, minciunile referitoare la intențiile Uniunii Social-Liberale față de Curtea Constituțională, fac un enorm de rău României. Toate acestea trebuie să înceteze și îl rog pe Vasile Blaga, în calitatea lui de președinte al Partidului Democrat Liberal, să înceteze, să oprească acest aparat de propagandă pentru care poartă toată răspunderea politică. Am în final un mesaj pentru dumneavoastră, stimați colegi de la Partidul Democrat. Țara nu a fost niciodată a dumneavoastră, deci nu o puteți lua înapoi. Încetați cu acest slogan. Țara nu e proprietatea PDL, chiar dacă ați crezut așa o perioadă de timp. Țara este a tuturor cetățenilor care vor avea posibilitatea să vorbească în curând, prin referendum și prin alegeri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi!